Hei, salutare frații mei și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Îmi era dor să mai postez și eu un vlog. N-am mai avut idei. Și mi-am făcut o mică achiziție. Un accesoriu, să-i spun așa. Se numește multifuncțional Outdoor Tool. Asta se numește, cum să vă zic eu, o lopățică cu mai multe în ea. E multifuncțională. Hai să nu mai stăm la discuții și să vă arăt. Cam așa vine în pachet. E super, deci stați să vedeți, e belearul de tot. Bam! Vine într-o husă protectoare, să dăm puțin zoom out. Perfect. De protecție. Hai să o dăm la o parte. Cam aceasta este prima parte. Uitați ce are aici. Aici are o lamă. O lamă aici, un fel de tubulare din acelea de șuruburi. Aici, casma, să sapi. Aici un fel de, cum să vă zic eu vouă, de fierăstrău. Aici, nu știu sigur ce e, desfăcător de ceva probabil. Ah. Și cam așa. Haideți să o strângem. Da. Dat așa, două secunde, pac, pac, pac. Așa se strânge. Gata, s-a strâns, e mică, fiabilă, nu e foarte grea. Asta este prima parte. Hai să scoatem și aceste două părți din ea, să-i spun așa. Haideți să le desfacem. Pac, pac, mamă, dacă vedeți câte funcții are, imediat, două secunde, autați, câte funcții mai are, are acest mic cuțit, briceac, să zic așa. Iar un mini ferăstrău. E belea rău. Deci, e nemaipomenit. Și uitați. Se montează extrem de ușor. Vine al doilea segment sau element, să-i zic așa. Și uitați-o. Mai are încă un mic element care se bagă aici în spate. Două secunde să vi-l arăt. Mai am, uitați, un capăt din acesta mic de șurubelniță. Nu-l focusează. Aha, acum. Aha. În fine, înțelegeți voi. Care intră aici și poți desfac pe poți de șurubelniță. Așa. Fix așa. Și aici în spate mai are un din acea de spar geamuri sau probabil da, geamuri, nu ce nu focusează, dar în fine. Aolo, doamne. Mai are un din acest de spar geamuri, mai are un fluier. Un fluier. Și mai are un amnar. Acesta este un amnar. Când dai cu el. Ați văzut? Face scântei. Pentru a prins focul. Deci e belearul de tot această mică ustensilă, să zic așa. Și îmi place la maxim. Imediat un filet. Pac, 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 un filet.
Am filetat și aici. Deci, de camping, de drumeție, belea e nemaipomenită. Aceasta este. Cam așa vine în pachet. Ea se numește Military, într-un fel de militar, dar nu știu, dar e belea romie, îmi place la maxim. A costat undeva la 150 de lei, n-a fost atât de scumpă. Dar te cunoaște, frate, că e fier. E fier, veșitorul. Oțel scrie pe ea că e oțel. Îmi place de ea. I-am făcut ieri și un test. Se prezintă excelent. Excelent, n-am mai... Ne mai pomeni, să-i zic așa. Și poate o să și testăm cândva pe la pădure. Nu știu, să vedem. Probabil zilele astea fac scuterul și vom vedea. Are o mică defecțiune la distribuție, trebuie să iau un lanț scuterul și o să fie treaba. Uitați, pac, imediat i-am adus husele, le-am transportat, le-am băgat în backpack și aia. Fraților, cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi un like. Să strângem peste 25-30 de like-uri, peste 30 de like-uri și vom reveni din nou în forță. Vă pup și vă iubesc.